Doi medici de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu au fost confirmați ca fiind infectați cu virusul SARS-CoV-2. Au mai fost la secția de terapie intensivă un medic depistat și un medic depistat la secția de unitate primiri urgențe. În momentul de față, toate cadrele medicale care au fost depistate cu această infecție sunt în izolare la domiciliu conform legii în vigoare. Anchetele epidemiologice, o parte dintre ele au fost terminate, iar altele sunt în continuare în desfășurare. Este de datoria colegilor mei epidemiologi să hotărască cine intră sau nu în izolare. Dar în principiu personalul este în permanență echipat cu aceste echipamente de protecție. Încercăm să scădem cât mai mult transmisia între angajații noștri. În prezent, 12 cadre medicale sunt infectate cu coronavirus. În momentul de față avem un total de 12 angajați care sunt confirmați cu coronavirus, dintre care 5 medici, 5 asistenți, un registrator medical și o îngrijitoare. Anchetele epidemiologice sunt în curs de desfășurare.